seama, da? Da. Da, dar sunt acolo, a scris mare. 400 acolo, dar să puneți 460, da? Nu e o problemă, la 10 grame chiar poate fi o problemă. Nici ar trebui să aibă 80 de grame toți, câte unul trebuie să cântrebi. Declarat. Trebuie să... O secundă. Este foarte bine să treceți acolo, aveți o scăpare că nu e declarat, dar dacă ar fi declarat, este o mare problemă. Luați o aminte. Trebuie să aibă 80 de grame cât. Cât are? Avem 70 de grame. Nu e bun, da? Vreau frumos să fac o poză la 70 de grame, Dan, aici, și o să mai cântrebi mai mulți mici. Șef, a venit un pic? Ia, mă cheamă un șef, un pic. Dar la mici, nu avem câte grame ale mici? Un mic. Păi nu scrie. Iana, te rog frumos, un pic. Vreau niște mici să cântărim pe cântarea noastră. Aveți pentru unul de la cântar? Câți mici? Câte unul cântărim să vedem. Un mic sau tot ceva, digital, da? Anul trecut au fost găsite neregulă aici la Carpul Mici, întremediat. Ne gândim că nu o să găsim anul ăsta. Tocmai suntem la început. Ați respectat mult. Numai că trebuie să aveți implementat ordinul 200 la președintele NPC. Ale, dar ăsta e important să fie undeva afișat. Am înțeles. Îl puteți uitat, lega chiar așa. Sau cum doriți noastră cum să mulți. Două imagini și îl pune. Neapărat, da? Da. Bine că-l aveți. Ok, da? Geacă bărbați, producătorul garantează produsul. Da. Și piele de ovină, deci nu e... Prețurile, ce facem noi. Prețurile sunt afișate pe fiecare da. Haină, da? Da, da. Uitați, așa, deci... Ok. Aceea dacă ne uităm, găsim preț pe fiecare haină, da? E important să găsim da. Preț pe fiecare haină. Și instrucția unde? Găspina așa aici, ok? A, scrie. Prețul botoșat. Da, sunteți și puși la punct, bravo! Da, suntem de eticheta. Să de marfă de la... Compoziția fibroasă. Compoziția fibroasă o avem, cred că... Păi este pe aici. Din ce-i făcut? Uite. Păi nu, pe asta, e noi. Uite a, la plana aia. A, la plana. Auzi? Uite. Uite. Ia, stați să vedem. Are 5 minute, 25 minute. Da. Da. Deci, peste 10 minute, dacă nu știu, da? Nu, mai că așa vreau. Aici. Râu. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Suntem poziția consumatorilor, DSF-ul, DSF-ul și domnul președinte. Să facem verificări la cum mergem la Haideți o echipă aici. Ce echipă rămâne aici? Cristina, Diana. Cristina cu Claudia. Autorizația de la primă și autorizația aceea de vorba de la DSE, da? Nu interesează, da? Ok. Hai cine? Cristina cu Claudia? Aici. Domnul administrator, care e cu cei de la DSE? Lăsa. Aveți o pungă de fasole? Motiv? Aveți o pungă de fasole? Să-mi dați ce fasole aveți? Vreau să văd ce fasole sunt astea. Înțeleg. Ce fasole? Din ce fasole? Fasole albă. Vreau și eu un ambalaj, o pungă, o etichetă. Poate mai aveți alte fasole, dar nu sunt singure. Nu, am decătate. Eu am două chile pe acasă. Păi da, și de unde aveți? De acasă? De unde sunt? Nu, de la piață. De la piață? De aici ați cumpărat fasole? Da, da. Nu, vreau pe acum. Mi-a dat și eu prepară, deci pe îngrijă. Am înțeles. Da, da, da. Produsele alea care stau la minus 18 și nu au zis ce să stea. Am înțeles că este un loc în care este o autorizație temporară, dar trebuie să aveți frigidere 2-8 grade sau, dacă aveți produse congelate, minus 18. Nu mai puțin de minus 18, nu mai mult de... Da? Să rămână colegii mei și o să vedeți cum documentul vă face. Acolo nu e dumneavoastră? Aveți cântar și acolo? Da. Hai, face stara. Nu știa domnul? Din ce? De unde sunt? Congelăm ca să țin mai bine. Dar nu știi, băiatul, vreau să cumpărăm câte un mic, da? Luați-i așa, luați-i așa. Vreau să faceți starea la cântar, să scadeți ambalajul, de ce poziți domnul ăla. Vreau să văd cât are imediat. Imediat, doar o secundă. Lasă-i mici gramul ăsta care trebuie. 10 grame are cartonul, da? Haideți, vreau câte unul. Nu, nu, nu. Trebuie să-i puneți pe un ambalaj. 75. Am zis eu că o să aibă peste 60. Mai câte unul, câte unul. La noi e mai mare? Da, e foarte bine că aveți mai mare. 75, ok? Și pe mai zoi câte unul. Da, la cartul gramaj e bine. Doar pe condiții de depozitare ce avem. Verde. Produsele alea care stau la minus 100 și nu au zis ce să stea. Am înțeles că este un loc în care este o autorizație temporară, dar trebuie să aveți frigidere 2-8 grade sau, dacă aveți produse congelate, minus 18. Nu mai puțin de minus 18, nu mai mult de minus 18, da? Să rămână colegii mei și o să vedeți cum documentul vă. După cum vedeți, am reluat acele controle care se repetă în fiecare an. Am rămas surprins să regăsesc probleme chiar întâmpinate anul trecut. Astăzi suntem în acest control, este un ordin al domnului prefect, în care suntem prezenți protecția consumatorilor, Direcția Sanitară Veterinară, Direcția Sănătate Publică și, cum ați văzut și dumneavoastră, ați filmat, am făcut niște verificări simple, sumare, am găsit produse în care a fost schimbată starea termică. Știm cu toții că avem voie să gătim sau să păstrăm, să respectăm eticheta producătorului. Nu putem schimba temperatura dacă un produs este refrigerat la 2-8 grade, să-l regăsim în control la minus 18 grade. Am verificat metrologia, am verificat anumite gramaje. Din punctul meu de vedere, fără într-un sumar câteva minute, am descoperit mici probleme.
aici unde ați văzut mai devreme, vom inventaria toată materia primă și o vom scoate din circuit. Deci sancțiuni? Retragerea produselor și sancțiuni? Avem sancțiuni de la 1000 de lei, de la 2000 de lei. Cum am spus, este începutul, o finalizare a acestui lucru vă pot comunica mai târziu, că nu s-a încheiat controlul. O recomandare pentru cei care vin, nu știu, care vin și mănâncă. Cred că nu avem un se gătește în condiții bune, sunt mici probleme, mici derapaje, care cred că este o neglijență. Așa înclin să cred acum. La ce se uit consumatorii când vin? La preț, la gramaj, ceea ce ați verificat astăzi, la cum se prezintă produsele? Păi eu cred că gramajul este ok, au, din ce am văzut, au metrologia la cântar toți, avem acea metrologie care este revizată în fiecare an. Deci ar trebui nu să... cred că putem fi furați la gramaj, pentru că avem un cântar avizat metrologic.